Urcă-te, vericole, dă-i. Mamă, e poliția în spate, mă, cap. Ia uite-l, mă. Cauți jocuri la reducere și nu găsești? Intră acum pe linkul din descriere. Bine ați venit aici la un episod. De data aceasta încercăm ceva nou, jocul ăla cu poții, dacă știți ce zic. A apărut versiunea a doua, sunt chiar foarte curios să vă cum e. Vă zic de pe acum că n-am încercat versiunea, gen prima versiune. Haideți să vedem care e treaba. Mamă, mâncați-și gura, to. Am crezut că ne dă direct pe chineză, ești nebun. Nu uitați să vă abonați și să dați like dacă vă place acest content. Și dacă sunteți noi pe canal, nu uitați să vă abonați acolo, pentru că mai mult de 60% dintre voi nu sunteți abonați. Hai să dăm noi play, start new game, ok, hai să vedem care-i treaba, bam, bam, bam. Mai avem foarte puțin să facem și noi 1300 de abonați, mai avem undeva la 80 și un pic de abonați, așa că facem acolo repede, bam, 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 bam. 2000 years later. M-am întuns eu, a? Combinație, persist. Momentan se încarcă, zici că am intrat în GTA 5, efectiv. Și în GTA 5 când intri pe online de stai câte 20 de minute să te bage. Asta zic. Ia mă zică de ea. Deci cum a revenit acum 2 zile? Bă, hai să răspundem, ești nebun. Mamă, ne-a luat locația, mâncați. M-am 80 de FPS ori, asta zic. Bă, deci trebuie să ieși și mi ies pe geam să mă arge. A? Combinați. Și control H, hai să vedem controlele. Interact, deci pe E. Crouch. Kick, open, așa, flashlight. N-avem. Up arrow. Ok. Durează ceva până te obișnuiești, sincer. Hai să vedem, check the security. Am înțeles. Trebuia să citez, mă înțelegi, trebuia să... Ia să vedem. Opa! Vă place mașina mea, a? Combinația, aleal. Bă, problema e că... A, uite-mă pe aici, mă, arge. Ce ai, măi, numărul 1, jocul ăsta? Dar de ce-i văd pe ăștia, gen? A, ești trebuie să stau în crouch, că dacă nu stau în crouch, mai ia direct. Ia uite, ia. Deci puseți puțin seamă întrebări în cap. Bă, dar de ce nu merge să iau pe aici? E puțin, vreți să vă mint? E puțin așa. E și omoră. Turn off the light. Păi și? Asta e pic așa, bam. Opa. Dar aici cred că dacă nu stingea lumina mă vedea la el. Bă, dar uite cum stă, mă. Cum stă șerpălău. E caftin pe ședic, așa le dăm. Bam, 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 trei dăsti. Uite-și pe geam. Bă, dar chiorești, mă, nu mă vezi. Chiar așa. Data viitoare când mai vii o să-ți dau o pereche de ochelari, că vă chiești chioretes. Bă, de e cam greu, mă. Nu le dea și mie un pistol? Mă, s-a uitat la mine? What? M-a văzut, dar n-are niciun sens. Bă, n-a avut niciun sens. Îi dădeam cu ranga și nu putea nimic, gen, what? N-are sens. Păi dacă nu-i răspund, ia, nu-i răspund. Uite de aici, John. Ia, tot au venit, tot au venit, mă, mâncați. Ei vin, băieți. Dar nu-i core, mă, frate. Nu-i corect. Am ăsta deja intrat de chiar așa. Crouch. De ce trebuie să stau acolo, nu?
Ok. Deci avem aici flashlight. Ăsta. Și... am înțeles, mă. Ok, 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 ok. Acum ne aici să scăpăm prin... pe la ușa din spate, cum ar veni. Opa. Oricum n-a avut niciun sens ce s-a întâmplat, pentru că eu îi dădeam cu rangalul ăla și nu pățea nimic, omul meu. Păreri? Și n-a avut sens, iar deci i-am respins apelul, gen nu am acceptat, n-am răspuns la apel ca să mă localizeze și oamenii tot au venit, nu prea. Cu asta, știți ce zic? Nu știu cum au gândit băieții ăștia. Am plec cu matizul, ești nesimțit, nu mă dădeai și mie audio ăla. Mă, ăsta e matiz, că nu pot să văd. A, dar de ce nu mă las să conduc stânga-dreapta? De ce nu mă las să conduc? Adi, 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 adi. Păi e destul de... nu știu, eu așa știu jocul de la alt YouTuber, să zic așa. Îmi place gen jocul. Dar așa ca prima impresie... cel puțin ăsta 2, v-am zis că pe unul l-am încercat. Bă, mi se pare că e genul ăla de joc care... el are o pistă de asta, gen, unde trebuie să meargă și fix așa e. Adică, ați văzut, am închis apelul și chiar dacă am închis apelul, ăia tot au venit. Pentru că jocul are pur și simplu o singură cale. N-are mai multe ending-uri, să zic așa. Are un singur ending. M-am uitat acolo pe cameră. Dați înapoi dacă n-ați văzut. Când m-am uitat pe camera a doua oară, da? M-am uitat pe cameră, efectiv, ăia erau la poartă. Eu... am sărit repede pe geam, gen, și efectiv aia deja era înăuntru, în casă. Cum au ajuns aia într-o secundă de la poartă, din fața porții, deja în casă mergeau, adică e genul ăla de joc, știi ce zic? Hai să vedem. A, ușurel. Bă, e mișto jocul, ești nebun, e chill așa, gen. A, nu trebuie să ne vadă camera, mă. Si? Tei? A, am înțeles, mă. Talent și ăsta, mă. Ok. S-a blocat calculatorul. Crash? Ca idee, mai mi-a dat odată crash când am intrat. Dar n-am filmat, gen. Efectiv, am intrat în joc, bam, mi-a dat crash. Păi ce fai, mă, ne băgăm în gunoi, se pare. N-avem nevoie. Eu cred că level 2, mamă, e mișto rău de tot, e pe levele. Vă dai pe level? Intrăm prin... dar cum adică slowly? Trebuia să țin pe E apăsa, nu? Bă, furăm tot. Am înțeles în ce, da. Ok, închide și ușa și acum iar tare să fie un câine, se pare. Dacă nu. Trebuie să citim. I see you. Ne vede, băi, ești prăjit. Mamă, cât de horror. Trebuie să-i dăm mensur. I saw you sneaking. Ha, you survived, that's good. I thought you took my warning call for a prank and went for an eternal sleep. Mamă, mâncava așa. Well, I wouldn't expect to steal half a mil from a mafia and start a new life without an issue. They didn't get you this time, so big chance they're on their way to your family. Ah, ăștia vin acasă, cred. Uitați-vă pe harta aia din stânga. Since we've both done our part in this whole thing, I gotta save you. Mă, dar mai vorbești mult, ești nesimțit. Once they find you and torture you for a bit, you will probably spill some info about me. And that can't happen. I've got a place for you to crash in until the heat dies. Take whatever you want from this shed, I don't care. Then leave. I'll call you later. Mai vorbește asta, mă, cați. Hai să luăm repede ce avem de luat de aici și să plecăm, ești nebun. Oricum le vindem pe... Olex, ești nebun. Le dăm repede. Dă-și mie ceasul. Nu-i furăm tot, ești nebun, mai avem loc acolo în bagaj. Oh, 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 oh. $15, ești nebun.
Ce pot să fur de aici? A, nu merge. Nici de aici nu pot să fur. Ok. Front gate nu mă interesează. Mamă, i-am luat aragazul aici de bun lost. Mă, dar cum iau eu flashlight-ul ăla? Cum iau eu flashlight-ul? Pă, fă? Opa! Vedem și noi ce se întâmplă aici. Hai, că deja... Era tare să fie asta aici, mâncați. Bă, dar n-ai mă nimic de valoare, trăiți arții. N-are nimic, frățiorul meu. Un vin roșu ceva? Bă, sărăcie ești, bă. Bă, bun. Dacă ăștia nu mai spărgeam casă. Nu mai citim ăla, ăștia nu-ți dă firmă. Bă, eu plec cu mașina, mă, mâncați. Problema e că... Oricum am luat cheia, deci ar trebui să putem ieși, da. Ar trebui să putem... Opa, a, deci acolo vedeți pe hartă că se face ceva gen cum ar veni. Deci chestia aia nu trebuie să se... Să se umple, știți ce zic? Ma. Băi, ești prăjit, pot să merg? E mișto? GTA 6, ia el, e mâncavaș, a? Bă, cât de mișto! Bă, are grafică de Dead by Daylight, nu știu, gen. Păi și eu acum ce trebuie să fac? And leave the town. Și pe unde ies? A, cred că asta e zona. A, era tare să fie avut și camera de aia de interior. Băi, e destul de mișto. Problema e că o să vină o mașină din față. Nu aș vrea că poate se întâmplă ceva iurea sau ceva. E că mai ocolim noi, vedem pe unde e șarpilii. Ok, iau-o după acolo că eu mă întorc, nu-i problemă. Acum ar fi tare să se întoarcă și el. Băi, ieșim. Dai, 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 dai. US Game știu, ești de unul, îmi place jocul. Chiar îmi place, numărul 1. Ce bănuiesc că s-a terminat, nu? Ok. Perfect. Noi suntem mâncați. Dar a fost cam suspect, adică... Eu m-am dus acasă la ăla și ăla avea un biletel pregătit pentru mine, cum ar veni, te văd sau ceva, nu știu ce era scris acolo. Adică nu prea are sens, gen, de unde știa Cosmodul ăla e la casă. Mă înțelegi? Mi se pare că se încarcă un pic... Pare greu se încarcă, nu știu. Asta este părerea mea. Ok. Level up. Asta zic, special points. Vezi că B, cred că e bine rău, ești nebun. B vine de la bine. Azi. Mă, să-i răspund. Ia, îi dau decline. Și tot, se, ia, nu mai răspund la numere private, că cine știe cum pleacă o localizare de aia, de, iar trebuie să fug, ești nebun. Use the computer, mă. Haide, haide, haide. Dar de ce mi-arată... Vedeți acolo la hartă când merg pur și simplu fără să merg în ce sau ceva? Gen, fără să merg pe crau? Ce mi-arată cum ar veni că eu fac zgomot. E și... Nu înțeleg de ce m-ar interesa chestia asta la mine în casă, gen. Adică, cred că nu trebuia să mi-arăt. Vezi că îmi place maxim jocul fără în ce fel la catering. Ok, deci trebuie să fur anumite chestii. Rob tips. Hai să vedem. Madison, să te bănuiesc că asta e strada, nu? Ok. Deci avem așa. Pe strada asta, cred. Trebuie să luăm informații despre securitate. Bă, gen, de ce am două chestii la fel? Cred că e un bug sau ceva, nu știu, nu mă pricep. Trebuie să avem informații despre rutina lui, să zic așa, adică cam pe la ce oră pleacă de acasă și așa, și informații despre loot la modul despre bani, ce valori deține el în casă sau ceva. Ok,
Astea sunt blocate, n-am voie. Aparent am voie aici, da? Și mă costă 0. Bănuiesc că am voie una singură. Information... Dar de ce am două chestii? Bănuiesc că una e... Prima e gen... Securitatea din curte și a doua e securitatea din casă, dar nu înțeleg. Bă... Da, nu știu că aici vă că scrie de trei ori aceeași chestie. Hai să-i dăm... Ăsta ești, John. Opa, e goală aici, nebun. A, astea sunt gratuite toate. Ok, bun. Ok. Deci în spatele, prin spatele casei trebuie să intrăm, după care vom intra pe... pe geam. Zice că ăsta nu e acasă, gen. Information about loot. Alarm on a drawer. Nu știu ce înseamnă drawer. Ok. Mesh, ok. Bă, $250. Bine venit, John. Hai să vedem. Bă, dar m-a nebunit ăsta, mă, măcați. Ce vrem? With enough experience, you can learn new skills, such as lockpicking. We'll need that to get into 103. Why there? I'll explain later. Get to 102 and... Mamă, s-a deschis ușa asta, mă, cava de aspar nasul. Asta zic. Bă, de super mișto, mă, în primul nu cred că puteai să mergi cu mașina tu, mă. Sau greșesc. Madison sât ăsta, am nevoie de el. De Madison, să bem și noi puțin apă să ne hidratăm. Să ne elhidrataos. Black Bay, bă, e super mișto jocul ăsta. E așa, gen, te ține în... în... de-astea, cum să zic eu, în... în suspans, în... știi ce zic? Trebuie să fii atent, e mișto. Chiar mișto. Uite, văd aici că poți să-ți faci și... și upgrade pe caracter, adică devii din ce în ce mai... profesionist, să zic așa. Hai să vedem. Problema e 102, deci la casa 102, cred, nu? 101, a, uite, mă vine mașina. A, și cred că nu trebuie să mă vadă ăștia. Iar mă, la 102, ce ai mutat? Mă, sper să nu faci dreapta. Perfect. Bine, cred că ar fi smart să nu o bag fix de la în curte. Perfect. Problema e că eu nu știu cum să ies din... A. Am lăsat-o și eu aici, s-a închipat-o. Și cum fac să iau ăla? Ok. Microcamera, mânca... A, trebuie să... A, asta era cum ar veni în caz că vine cineva. Bă, avem cheie de aici din interior, așa că o să intrăm pe aici. Normal trebuie să intrăm prin spate. Doar că dacă avem cheie, de ce nu? Ok. Luăm și noi linguriții. Opa, un toaster. Închide și tu ăsta puțin. Ar fi tare să vină ăla acum, gen, știți ce zic? Problema e că ăsta nu știu ce mi-arată mie aici. Cred că s-a candilit. Era tare să fie aici ăsta. Oh, vino, mă, pe bune. E cam full ghiozanul meu. Da, nu prea înțeleg eu care e combinația. Quick select, ia. Dar nu o zici. Dar nu o zici, ești nebun. A, deci ranga pentru astea nu era pentru bătut oameni, dar în fine. Mă, nu înțeleg ce tot îmi arată ăsta. Trebuie să dau în chestiile astea să le sparg, nu? Smash, ca asta înseamnă. Ok. Ok, deci pe aici intram și trebuie să mai mergem să... să spargem pe ăsta, nu știu. Așa. Opa. Asta e bossul nostru cum ar veni.
Urcă-te, vericole, dă-i. Mamă, e poliția în spate, mă, în cap. Ia uite-l, mă, ești prăjit. Ia uite-l, bă, taic. Mamă, pe unde s-au? Nu înțeleg de ce a trebuit să-i spargă alea. Adică, bănesc că trebuia să îi fur fără nimic, gen, să nu observe, gen, că i-am furat ceva. Ok, ok. Și dacă ies eu pe aici? Hai să mergem acasă să vedem. Vedem care e combinația. Bun, iară nota B, numărul 1, cum ar veni? Iar mă sună comatru. Trebuie să învățăm, asta ne zici. Trebuie... Hai mă, să explodăm asta. Dă... Trebuie să învățăm skill-ul de marking, care nu știu ce înseamnă. Hai să-l învățăm, mâncați. A, aici putem depozita astea, nu? Ok. Perfect. Deci acum avem ghiozdanul. O, avem și 265. Ne-a plătit cu motru. Hai să vedem. A, putem să depozităm 6, cred. Unde mă văd eu skill-ul ăla, mâncați? Steel Gear Flashlight. Ah, pot să-mi cumpăr. Vezi că e bine. Astea două deja le am. Micro camera. Vezi că e bun. Asta de e foarte scumpă. Astea nu mai zic. Astea. Vedeți? Deci e un joc progresiv. E super mișto. Ma. Kitchen. N-avem nevoie. Drone Tech. Da, deci nu știu, o să continuăm în alt episod, gen, să vedem cum facem skill-ul ăsta. Level 1, deci nu avem voie. Totul că eu parcă știu că am făcut level 1, am făcut level up, gen. Așa că, dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să dați și pe acolo like și subscribe dacă nu sunteți abonați. Noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!